Salutare, Marius! Salut, Iuli! Uite, suntem aici, schimbăm fulia de vibrochen. Stai așa să punem... Așa... Aceasta-i... Deoarece are un mic, mare joc. Uite ce frumos a ieșit. Hai să arătăm și jocul la băieți. O să-l vadă și ei. Ioi, cum era vorba aia? Disco? Disco club. Party people. E foamea țără la fulia asta. Așa că punem alta nouă. Montăm fulie nouă. Să verifică. Să n-aibă impurități pe partea de așezare cu vibrochenul, unde se strânge. Pentru că dacă are impurități sau are ceva șpan, nu o să se strângă perfect și o să bată. Care se verifică și la vibrochen, să fie curat. Dacă în cazul în care semeringul de la vibrochen curge, se înlocuiește. În cazul nostru nu este necesar, că nu curge. Și băgăm folia la loc. Așa? Luăm șurub nou, desigur, se pune șurub nou, nu șurub vechi. Întotdeauna. Și cu pastă. Și cu pastă, exact, cu pastă pe el. Dăm o strângere odată, pe care luăm dinamometrica și îl strângem la dinamometrică. Întâia să fie. Exact. Mai știi la cât era strângerea aia? Gata? Nu. Strângele fulie vibrochen. Se blochează, se calează vibrochenul. Neapărat vă trebuie cală ca să-l puteți strânge la dinamometrică. Se strânge la 100 de newton plus 60 de grade plus încă o dată 60 plus încă o dată 30 de grade. Asta e o dată. La 100 de newton. Și după aia dăm gradele. 60 plus 60 plus 30 de grade. Și e gata strânsă.